Potrivit președintelui Tribunalului Sălaj, numărul dosarelor aflate în lucru în 2012 la cele patru instanțe din Sălaj, adică Tribunalul plus judecătoriile din Zalău, Șimleu, Silvanie și Jibou, a scăzut cu mai bine de 500 față de anul precedent. Se remarcă însă o creștere a numărului de dosare penale la judecătoria Șimleu, Silvaniei, fapt ce indică, potrivit judecătorului Ken de Monica, o creștere a infracționalității în localitățile arondate acestei judecătorii. În ceea ce privește volumul de activitate a secției penale, aceasta a înregistrat o scădere, la fel față de anul 2011, cu 122 de dosare la nivelul tuturor instanțelor din județ, atât la Tribunalul Sălaj, cât și la celelalte judecătorii arondate, înregistrându-se o scădere a numărului acestor dosare, mai puțin la judecătoria Șimleu Silvaniei, unde s-au înregistrat și s-au soluționat cu 65 de dosare mai mult decât în anul 2011, ceea ce denotă o creștere a infracționalității în localitățile arondate acestei judecătorii. În total, instanțele sălăjene au avut în lucru în 2012 27.548 de dosare, dintre care 25.588 de dosare au fost la secția civilă. Referitor la încărcătura pe judecător, din datele prezentate de președintele instanței județene, rezultă că în 2012 cel mai mult au avut de lucru judecătorii de la tribunal, cu o încărcătură de 1.401 dosare pe magistrat. Urmează judecătoria Șimleu-Silvaniei cu 1.160 de dosare, de la 1.663 în 2011, judecătoria Zalău cu 1.074, în timp ce la judecătoria Jibou, un magistrat a avut în lucru doar câte 696 de dosare. Referitor la perspectiva mutării judecătoriei Zalău într-un alt spațiu, președintele Tribunalului Sălaj a decis astăzi că acest lucru se decalează deoarece reglementările privind judecarea în cameră de consiliu a unor cauze civile, prevăzută prin noul cod de procedură civilă care ar fi impus mutarea, se aplică abia din 31 decembrie 2015. Tot astăzi, președintele Tribunalului Sălaj a anunțat și cine este noul purtător de cuvânt al instituției județene. Este vorba despre judecătorul Lancuța Pura, intrat în magistratură ca și judecător definitiv în 2005, după absolvirea Institutului Național al Magistraturii. În perioada 1 ianuarie 2010-1 iulie 2012 a fost președintele judecătoriei Cluj-Napoca, după această dată promovând ca judecător la Tribunalul Sălaj.